Sunt două categorii de oameni. Cei care își doresc să ajungă antreprenori și cei care nu își doresc să ajungă antreprenori. 3, 2, 1. Here we go! Dacă vă întrebați câți bani aveți acum în viața dumneavoastră și în bancă, exact atâția bani cât v-ați dorit. Să-ți bați capul cum să faci să câștigi cât mai mulți bani, nu să te scremi cum să faci să economisești. Eu cred că prosperitatea ne se cuvine. Suntem prinși într-un joc. Ce joc jucăm în viața noastră? Eu sunt un om extrem în tot ceea ce fac. Dacă fac bine, fac extrem de bine. Dacă fac rău, fac extrem de rău. Eu vă spun ce fac eu prost ca să nu mai faceți și voi. Nu renunța la visurile tale! Omul ăsta e nebun. Ați văzut că își pune un pantof așa, unul așa. Antreprenorul niciodată conservator, pe bune acum. Păi n-ar fi apărut atâtea lucruri peste noapte. Dacă nu ai un gram de nebunie și o formă de curaj, se alege praful și pulberea. A nu fi confundat nebunia aia antreprenorului cu inconștiența. Care e trăsătura comună a oamenilor cu bani? Nu cheltuiesc așa, am prostie cu cheltuiesc cu cap. Să revină înapoi dublu sau triplu, asta fac. Cum pot să fac să depășesc condiția și să trec la următorul nivel? Cum ne dăm seama într-un business dacă ne-am ales asociații potriviți? Cu siguranță, întotdeauna aș investi în așa ceva. De secretul succesului care este? Din punctul meu de vedere, muncă.